A fost spectacol și în tribunele stadionului. Suporterii ambelor selecționate au creat o atmosferă mai rar văzută la meciurile disputate la Chișinău. Chiar dacă tricolorii au fost învinși de echipa lui Bale, microbiștii moldoveni au rămas mulțumiți de jocul conaționalilor noștri. Super, meciul normal. Au jucat foarte bine, au avut ocazie, au putut să marcheze, însă norocul nu a fost de partea noastră. Astăzi a fost un meci foarte frumos. Bravo băieții, încuraj, da dovadă de devotament, așa și mai departe. Dacă soție, cred că să aibă sorți de izbândă. Și galezii au apreciat jocul tricolorilor. More attempts, more shots, more pressure. Moldova only played in the last 10 minutes. Moldova played well. Yeah, definitely. După meciul de aseară, microbiștii galezi au îndrăgit Moldova. Lovely people, nice country. A great atmosphere. First time visit Moldova and we've had a good time. People are very friendly, yeah. Oaspeții au sărbătorit victoria exact cum o fac de obicei moldovenii. Tonight, we'll have a drink tonight. With beer, plenty of beer. Off right to now. The pub. To the pub. Yes. Următorul meci din cadrul preliminariilor campionatului mondial, roșalbaștri îl vor disputa pe 6 octombrie în deplasare cu Irlanda și pe 9 octombrie acasă cu Austria.